Băieții păreau hotărâți ieri să se obișnuiască unii cu alții, dar și să descopere noua locuință. Vă prezint sala de forță. Ena. Măi, nu te joci. Uite, fii atent. Ai ganterele aici, ai bară pe jos care acolo. Care sala? Ce s-a mișto. Hai, rău. Hai, ok. De cât merge? Să dăm sala. Bă, dar nu-i rău. Aici sunt două paturi. Aici sunt numai două. Mai sunt probabil aici încă una. Și nu știu, mai erau niște scări, dar nu știu pe unde. Mai erau niște camere. E bine, e frumos. Avem un televizor care nu cred că o să meargă de când puțin antena 1. Ce n-am înțeles eu? Acolo e cameră de 2, acolo e cameră de 3. Păi și? Where are the others? Alții dorm aici pe canapea? Nu mai e, nu. Acolo e baia. Acolo e baia, deci care baia e comună. De aici camera de 2, acolo camera de 3. Exact. Deci unde sunt restul de 3? Cred că unul stă pe terasă. Dormim pe masă, pe aici. Pe aici, pe sus, urcați, mai este o cameră aici, de câte știu eu. Ia Bijon, acolo. Ia urcați sus. E o cameră sus, da. Să nu facem vreo prostie. Și aici e încă o cameră de 3. Bă, eu vreau să stau aici lângă sala de sport. Ok, cineva a revendicat camera asta. Câte ai paturi? 3. Eu și o stai aici cu tine. Bun, hai zic. Ne mai trebuie un om. Ne mai trebuie un om aici. Deci mai râs, mai urc? Dacă ați luat-o în primire, dar sunt 3. N-aș sta aici, sincer să fiu cu voi. Eu nu stau aici, știi de ce? Bă, mai era aici. Exact. Bă, n-am mai era. Bă, dar n-au o fereastră? Păi, nu. Pare că ar fi fereastră să se deschidă. Și dacă au făcut turul casei, mergea și o discuție de început pentru o cât mai bună organizare. Băieți, eu sunt Daniel, încântat să vă cunosc. Cătălin. Liviu, îmi pare bine. Vă văd aici, e cu soanele. E cu soanul meu, de fapt, e pe Andrei. Adică până ne obișnuim unii cu alții, purtăm Cătălin, cu soanele, știi? Bine. Bă, na, acum nu știu, cred că de regulă și așa vă dați seama, să fie curățenie mereu. Adică spălăm vasele. Am între băieți, eu n-am nicio problemă să spăl vasele altora. Adică dacă cineva face de mâncare, doi fac mâncare, doi le spălăm. Corect, așa e, mi-e pare corect. Da, îmi place foarte mult să gătesc. N-am o problemă. Sau doi fac de mâncare, doi pregătesc masă și toate chestiile. Cum o să vă spun înainte vă? Și mie îmi place să gătesc, dar măcar să încerc. Acum cu legat de buget, eu cu el mă văd că și tu faci sală și așa. Legat de mâncare, vreți să ținem tot așa ca un regim mai de sport, de nu știu. Mi-ar plăcea oricum. Cum simțiți și voi că poate voi nu mâncați ovăz? Noi mi-ar plăcea oricum că vreau să mă mai sănătos un pic. Da, că eu cred că ar fi ok ca pentru toți să ținem măcar un regim mai... Adică să mâncăm toți același lucru, că mi se pare foarte urât. Stăm în casă și mănâncă un pateu și o mănâncă. Mi se pune mie să-mi prăjesc o tigaie de cartofi, mă duc și eu fac. Da, și o mâncăm cu toți. Pe televizor ăla apar doar regulamentele și tot ce ține de... Regulamentele și când cei din staff vor să ne transmită ceva, apare un scris aici. Am înțeles. Băi, foarte fain, chiar e mișto. Nu, casa e frumoasă. Sergiu, în emisiune trebuie să fii un lider la fiecare... Nu, vineri. Pentru voi, nu pentru ei. Probabil vineri o să fie... Să se leagă băiatul mirele săptămânii, cum ar veni. Am înțeles. Și pe urmă, băiatul săptămânii, ăla o să... Bea tonul. Da, și el o să fie ca un fel de lider pentru noi. Am înțeles. Ok, perfect. Sau, până atunci, alegem noi. Unul dintre băieți. Mie cald, cum? Mi-e indiferent ce. Eu vreau să știu, mă, ce să facem, că eu vreau să mă schimb, să... Păi te schimb, uite, mă, gata, hai să ne scoatem bagajele de acum, dacă păi, am... aflăm și cum le cheamă și cum arată, toate, da. Toate la timpul lor, înțelegi. Doamne, să-ți fie fete din alea frumoase, deștepte și să aibă capul pe umeri. Ia-l doar pe al meu. Gata, mai? Ai zborul? Vrei să pleci? Gata, decolăm. Unde, mersul? Da. Îmi duc și eu bagajele. Mamă, să urcați ăsta pe scări. Easy. Care cum stă? Ăsta acolo. Eu aici. Ei, bun. Ți alegi patul? Nu știu, care îl vreți voi. Mie mi-e indiferent, deci chiar n-am nici pe pat. Bă, poți aici. Hai. Bun, stai. Bă, eu. Zi pe care, vrei pe ăsta că mă mut eu acolo, ce? N-am nicio problemă. Clio pe ăsta. Hai, pune-te aici. Bine, mi-am dat prosoare, chiar mi-era frică, pe cuvânt. N-aveam la mine. Asta vi-l iau după masă, mai vrea foc, le las acolo. Ca auzi, să nu mai stea. Nu vrei să ne fiarbim niște crembuși, mi-e foame. Da, nu, trebuie făcut ceva. Hai să ne fiarbim niște crembuși, avem roșii. Aici avem pui, trebuie să scoatem de la dezghețat dacă vrem să mâncăm de seară. Da, bă, vă las. Gândiți-vă ce vreți să mâncați de seară. Mă spui, bă, eu nu știu, poate mănânc un sandwich ceva, acum mănânc un fruct înainte de sală și pe mănânc omletă seara și gata. Prima dată trebuie să ne familiarizăm cu bucătăria, că aici, știi? Să vezi unde e fiecare chestie. Unde e fiecare, dacă îți trebuie un condiment, nu știu de ce nu vă puneți astea în cameră și așa nu le pierdeți?
Mă, adevărat, să vă luați potcoavele. Ești omlete la feministul, eu? Zic că unde mă, băi, zic ăștia, au început. Zic ăștia, bă, dar ăștia chiar nu pierd timpul. Uite, în regulă, dacă tai așa sau vrei să mai mic? Hai, măi, Sergiu, nu-ți mai face. Mănâncă ca și cum ai face pentru tine. Sergiu, îți mai dau roșii, mai ai nevoie? Bă, să nu vă bârfiți, frate, să ne zicem în față, dar să mă apărăm pe la capricii pe acolo să ne certăm. Uite, de exemplu, acum cum ar fi să-l cert eu pe Liviu că face mare proțap acolo pe fundul ăla. Sosuri de-astea, vrei să mă uit pe un frigider? E ketchup acolo, sus. A, zici. Pate. Paste, ulei, cafea. Uai, ce paste facem într-o zi, mamă. Poftă mare să aveți, băieți. Muștar este de acolo, fundul ăla pe ăla. Nebunie. Ai avut emoție, nu? Mare rău. Păi n-auzi că m-am oprit în fața camerei. Nu uitam ca fraierul. Tot ce-am uzat în cerere. Bă, bă, bune. Te dai să-mi cerere de-a fratele-mi acasă. Da, da, da. Să nu râzi. Da, vă rog că te-ai stat la mine și a început să râd. Și eu am avut ceva emoții. Toți am avut emoții. Toți am avut emoții. Ce explică, ești nebun. Mai ales la când, am văzut prezentarea aia. Și care era problema în sezonele trecute? Nu mâncau toți la masă. Nu mâncau toți la masă. Sau fie unul se certa cu Stan Sobran. Și nu vreau să mănânce toți. Nu sunteți niște băieți ok și dacă am rămâne în formula asta, mi-a place. Bă, da, cu tot bun. Mamă, să ne vezi mâine, cum zice doamna Simona. Da. Băi, ți-au acomodat foarte repede, și-au făcut care. Bă, dar aveți niște povești de viață, te ating așa la suflet puțin. Puțin mai mult. Gata, bă, băiți, am ajuns aici. Ia, s-au gătat. Mamă, reclama. Și când îi vedeam pe aia din sezoanele trecute că stăteau aici, mamă, și ce vorbeau ei, ce interesant. Bine vorbeau. Dar și noi uităm toți la televizorul ăsta, e fix aceeași chestie, adică nu... Da. Atât de obosit sunt, atât de... Bă, eu dacă stau două zile aici, iau mașinuțele alea și mă joc cu ele pe covorii. O fază era că au fost și emoțiile, știi? Da. Și pur și simplu îmi tremurau picioarele când am intrat, nu știu. Impresii după prima emisie în direct, despachetat, pus hainele la locul lor. Cam asta a fost ziua de ieri în casa băieților. Da, ce ziceți, doamnelor? Cum s-au descurcat așa? Foarte bine, felicitări. Foarte bine. Multe din partea noastră. Ce v-a plăcut? Masa acolo? Masa, exact. Cum s-au organizat foarte bine și acel platou rustic. Cu totul tradițional românesc. Ce a fost pe platoul acela, în mijlocul mesei, a fost extraordinar. Felicitări, băieți. Acum, n-a fost cea mai sănătoasă masă, în sensul că creme vârștii... Cu siguranță. Sunteți mulți care faceți sport. Pe de altă parte, pentru prima masă, într-adevăr, când dintr-un om te apuci să-ți faci o ciorbă sau un grătar sau un proțap. A continuat seara. Ce ați făcut aseară? Am continuat seara cu gătitul. Aolo, ce ați gătit? Ia. Piept de pui. Am făcut eu piept de pui și legume mexicane. Bogdan a făcut o salată de varză cu... Oțetul. Condimentată frumos cu piper, cu oțet, cu așa. Și ce am mai avut? Cam atât. Da, la cină. Chiar că v-ați acomodat bine, mai repede pare ca fetele. Nu știu, cred că ați avut nevoie așa de... O noapte, așa să de... vă puneți gândurile în ordine, să vă... Dar ne-am compensat cumva azi, întru totul. Și nu știu, așa, nu simți așa nevoia să-i întrebați, dar n-ai vrea să mănânci nu știu ce? Chiar vorbeam astăzi, mamele, să ducem oala cu mâncarea. Păi stați un pic, că fetele rămân fără... Și ele au vrut. Dar ce ați gătit? Piure și cârnăciori, salată de roșii. Foarte sănătos. Foarte sănătos, totul, și la noi. Dar și fetele au fost de acord să li se ducă băieților. A, da. Avem nevoie, ne descurcăm. Da. Nu avem nevoie de băieții mai ales. Știți când, doamnă, mai pe vineri, sâmbătă, așa, credeți-mă, o să aibă nevoie. O să aibă nevoie. Acum deschid frigiderul și e bine. Prosperitate. Da, pe vineri, sâmbătă, duminică, gata, duminică. Sigur, cer mâncare. Cer mâncare. Da. Ne oferim cu tot. Sau cine știe, poate ne fac oamenii ăștia surpriza sezoanelor și își gospodăresc mâncarea. Bine, cine știe? De ce să vorbesc înainte să vedem, nu? Da. Cu siguranță. Ești la vânătoare. Doar aici, în frigiderul fetelor. Deși, în zilele astea, când încă nu vă cunoașteți cu fetele, ele acum sunt la voi. În casa noastră?
noaptea, da. Aveți grijă să nu ne pune ceva. Păi, dă-ți seama că le-o fi scăzut și lor glicemia, că suntem la ora mesei. Ce să faci acum? Poți să te superi că ori fi deschis și ele frigiderul? Ori fi luat ceva? Ori fi verificat paturi, parfumuri, bagaje? Bine că n-avem bani la noi. Tu te gândești la bani. Mă gândesc că ele se gândesc la bani. Dar ce fel de oameni crezi că am adus noi aici? De toate felurile, nu știu. Da, v-ați lăsat camerele în ordine, că da. V-am spus că au făcut inspecție, da? Deci da. Nu mai sunt în ordine. Nu sunt, dar vă dați seama că s-ar putea să vă fi lăsat niște semne, să vă duceți acum după ce în pauză, să vedeți dacă a fost vreuna inventivă. Scrie pe pat, avem țânțari și noi. Acum vă plângeți de țânțari. Vai, da. Vara e vara, orice ar fi. Da, adevărat. Da. Păi, primul pas ar fi să nu mai lăsați ușa deschisă de la terasă, că na, suntem aici pe malul lacului în pădure. Cam ce ați vrea să primiți pe malul lacului și în pădure? Dacă nu, niște țânțari. Da? Da, și mai intră și câte un câine, și câte o pisică. Vedeți să nu lăsați mâncarea neacoperită, dacă o lăsați la vedere, că au mai fost incidente. Vedeam așa în live, mai dădeau colegii mei câte un cadru cu domnul, cu câte o pisică așa pe o farfurie cu mâncare. Asta e, așa e când locuiești la curte. Nu știu, poate mulți stați la bloc, dacă stați și la curte, știți situații de astea. Mai intră animăluțele în casă, da.